Bună tuturor, bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un clip mai special, avem un unboxing cu pompa de sân de la Tommy Tippy. O să vă spun mai multe informații și cât am plătit pentru ea și tot ce conține în interiorul ei. O să vă spun că avem în desfășurare două giveaway-uri pe acest canal. Un giveaway care oferă 50 de lire unei persoane care mă urmărește aici pe canal. Dacă dați pe canalul meu de YouTube, o să găsiți acolo un clip cu haul Primark și giveaway. Acolo vă puteți înscrie și să lăsați un comentariu. Pentru a participa la acest giveaway, pur și simplu trebuie să lăsați un comentariu la acel clip, să mă urmăriți pe Instagram și pur și simplu să mă urmăriți aici pe YouTube, unde mă bucur super, super mult că am ocazia să filmez și să fiu alături de foarte, foarte multă lume. Și să începem. Am cumpărat această pompă de pe Amazon și mă bucur că am găsit-o la un preț foarte, foarte bun, pentru că o vânez de ceva timp. În mod normal era alt pachet, dar pur și simplu acel s-a scumpit, s-a făcut dublu și am găsit tot același produs, toate aceste produse cu jumătate de preț. Așa, și să începem. Acest set conține o bebețică care este foarte, foarte frumoasă. O să vă arăt mai lucrurile puțin mai neinteresante ca să scăpăm de ele. Aici avem pungile în care se depozitează laptele. De exemplu, poți să păstrezi laptele pentru o perioadă mai lungă la congelator. Dacă vreți mai multe informații, puteți să căutați și să vă arăt cum arată exact o pungă de aceasta. Mă bucur că avem această pungă care le putem ține într-un loc. Așa este, așa arată, de la Tommy Tippy, și putem să depozităm aproximativ 350 de ml într-o pungă. Și să continuăm cu următoarele produse. Le dau aici puțin la o parte pentru că vreau să le desfac pe toate. Avem aici câteva cutii. Ce mai conține această cutie? Mai conține așa două biberoane micuțe din acestea de 150 de ml. Avem două așa, nu o să le încep deocamdată. Și două biberoane din acestea de 260 de ml. Acum o să desfac pompa. Ea vine așa într-o cutie. Acesta este aparatul unde se va fixa totul și o să vă arăt puțin. Aici avem capetele pompei, firul, care se atașează unul aici și unul la acest dispozitiv. Avem și un încărcător, din acesta normal, care era la Samsung înainte, care o putem încărca. Și eu o să vă exemplific cu biberonul de la Tommy Tippy. Acesta este de 340 de ml, este în varianta mare. Deci avem biberon micuț, mijlociu și mare. Toate aceste trei variante le puteți găsi, plus variantele care sunt colorate pentru fetițe, pentru băieței, dar mie îmi plac aceste simple. Ok, o să vă exemplific cu acesta. Deci avem biberonul, pompa este pregătită și o pornim de aici, din mijloc. Așa, în primul buton este pentru a micșora viteza. Butonul de mijloc, dacă apăsăm, putem schimba să facă masaj sau pur și simplu să tragă lapte mult, mult mai repede. Și dacă apăsăm pe plus, avem până la viteza 9, care eu cred că aceasta este cea mai puternică din caz de vrei să scoți tot laptele. Tot în această cutie mai avem și câteva accesorii, pentru că am vrut să le iau la un set
Cred că sunt mult mai interesante toate aceste seturi, pentru că creează cumva un confort. De asta mi-am și comandat eu această pompă. Aceste pungi sunt pentru sterilizarea biberoanelor și a tuturor accesoriilor pentru copii. Deci aici spune că mai întâi se va spăla biberonul, se va adăuga 60 de ml de apă în această punguță, introducem toate biberoanele, capacele și tot ce este necesar, închidem aceasta, apoi punem în cuptorul cu microunde pentru 3 sau 5 minute, depinde. Apoi deschidem puțin și lăsăm ca aerul, ca aburul să se evapore și apoi eliberăm apa și avem aici să bifăm de câte ori folosim această pungă. În total merge folosită de 30 de ori. Așa că mă bucur foarte mult, aceste 3 noi nu folosim cu microunde, pur și simplu le sterilizăm în apă fiartă. Așa am făcut și cu primul copil, la acest, la al doilea copil tot așa vom face. Ceea ce mă bucur că mi-am luat această pompă, la primul copil am avut pompă manuală, tot de la Timi Tipi, și sincer m-am bucurat că am avut-o. Am cumpărat-o exact atunci când aveam furia laptelui și sincer mi-a fost foarte, foarte greu și am zis că la cel de-al doilea copil voi avea totul pregătit ca să nu mai trebuiască să aștept, plus că este spre ajutorul meu să alăptez mai mult și să fiu și eu mult mai odihnită, plus că această pompă electrică eu o recomand super, super mult, pentru că nu trebuie să pompezi pur și simplu, era pur și simplu obositor, iar acum toată această muncă pompa electrică de la Tommy Tipi o va face singur, nu o voi face eu. Mai avem încă câteva lucruri care au fost în acest set. Avem aici două tetine, cred eu că se numesc, dar nu știu exact, cred, da? Avem, ambele sunt cu numărul 2, pentru a fi schimbate atunci când copilul mai crește puțin. De exemplu, acestea sunt cu numărul 1 pentru bebeluși micuți, iar acestea depinde cam la 6 luni. Începând de 6 luni, putem să-i dăm cu acestea. Ok, tot în acest set mai avem așa, din acelea pețuri pentru sân. Da, știu, când devii mamă, acest lucru poate deveni puțin inestetic, pentru că laptele curge și noi avem nevoie de protecție. Așa arată cam unul. Eu o să deschid unul pentru că nu este nicio problemă. Avem așa două într-un set din acestea. Se lipesc acestea pe sutien, bustieră sau orice folosiți. Are aici două din acestea cu lipici. Le dezlipim și le lipim. Chiar sunt foarte, foarte practice. Apoi, înainte de a vă arăta ceva care pe mine mă va ajuta super, super mult, vreau să vă arăt acest lucru. De exemplu, dacă nu vrem să folosim pompa electrică, putem cumva să facem și acest lucru manual. Știu că mai sunt pompe manuale, dar nu din acelea care se pompează. Pur și simplu eliberăm acest capăt. Punem acest capăt aici pentru a nu folosi cu nimic altceva și pur și simplu se pune și se strânge sânul manual. Depinde dacă fiecare cum vrea, se poate folosi și în acest fel. Chiar am văzut pompe de acest fel pe piață și am zis că oare cui trebuie să... pentru că este foarte greu cu cea manuală, cu cea, da, păi cu asta clasică. Tot în acest set avem și așa încă un capăt din acesta. Eu la cea pompa trecută nu l-am schimbat, nu am avut nevoie foarte mult. Acesta vine aici în interior, pe unde curge laptele, acesta, vișiniu. Mai avem și câteva manuale pentru această pompă, iar surpriza mea, care mă bucur super, super mult că mi-am comandat acest set, este un aparat, dispozitiv, care încălzește laptele. Deci, pur și simplu, pui biberonul aici înăuntru, se bagă în priză,
și setez temperatura la o temperatură mică sau o temperatură mai mare și pur și simplu nu mai trebuie încălzi biberonul de fiecare dată. Deci aici se poate încălzi și laptele mult, se poate încălzi și laptele care îl faci cu lapte praf și mă bucură super, super mult. Chiar cumva sunt supărată că nu am avut și acest lucru la primul copil. Cred că mi-ar fi fost, nu cred, cu siguranță mi-ar fi fost de foarte mare nevoie și m-ar fi ajutat chiar și pe perioada asta, pentru că noi abia acum ne-am lăsat de lăptic. Cristian abia la 3 ani și 3 luni s-a lăsat de lăptic și așa că mă bucur super, super mult. Chiar a fost cumva ceva ușor pentru noi, chiar dacă este puțin, puțin mai târziu. Dar acest dispozitiv cam așa arată. Mă bucur super, super mult, se bagă în priză. Și da, deci să mai recapitulăm încă o dată toate lucrurile necesare care au fost în acest set. Avem acest dispozitiv pentru încălzirea laptelui. Avem aceste tetine. Două biberoane mari. Din acestea medii pentru... cu 260 de ml, două din acestea mici cu 150 de ml, pețul pentru sân, dispozitivul care reglează, reglează masajul sau viteza cu care laptele să vină, avem acest cablu, avem pompa, pur și simplu, care ne ajută și aici acest dispozitiv pentru a pompa manual sau dacă nu putem adapta aici acest fir, pungile pentru depozitarea laptelui și aceste pungi pentru a steriliza biberoanele. Și cred că nu am uitat nimic. Eu mă bucur super mult că le-am comandat. Tot acest set a costat 90 de lire. 90 de lire ar costa cam 500 de lei în țară. Cred că este un preț puțin cam mare pentru România. Dar eu zic că merită. Zic că merită pentru că am deja experiența unui copil și știu ce înseamnă cumva să suferi și să-ți fie greu, așa că m-am bucurat super, super mult și am zis că la al doilea copil voi profita de ocazie să îmi iau tot ce am nevoie. Și pentru că suntem tot la această gamă Tommy Tippy, o să vă arăt și suzetele care le-am cumpărat pentru fetița noastră, pentru că da, este fetiță, o să le scot așa din acest ambalaj. Am cumpărat aceste suzete, au fost 4 sau 5 lire, nu mai știu exact. Avem așa una pe roz, de fapt amândouă sunt pe roz, cu ursuleți din aceștia, sunt foarte, foarte drăguțe. Tot de la Tommy Tippy, aceeași marcă am avut-o și pentru Cristian, băiețelul nostru de 3 ani și 3 luni. El le-a folosit până la un an, deci la un an pur și simplu... el nu mai știa de ele, pur și simplu au dispărut și nu am avut atât de mari probleme cu acestea. În schimb, a ținut un pic mai mult biberonul și abia ne-am dezvățat de o săptămână jumătate. Și da, cam acestea au fost toate produsele care vi le-am arătat astăzi. Și îmi sunt foarte dragi, mă bucur super mult că le-am achiziționat, 90 de lire. Pentru că noi locuim în Anglia și lăsați-mi în comentarii dacă aveți o pompă preferată. Știu că mai sunt pompe de la Anvent sau alte firme, dar pur și simplu pentru noi aceasta a fost cea mai bună. Suzete, biberoane și tot ce ține de pregătirea pentru un nou născut, acestea sunt potrivite pentru noi și pentru copiii noștri. Desigur, dacă va accepta, dacă nu... pur și simplu vom găsi alte variante, aici depinde de copil. Cam acesta a fost clipul, eu vă mulțumesc foarte mult pentru urmărire. Lăsați-mi în comentarii dacă v-a plăcut acest clip și ce vreți să mai vedeți pe canalul meu de YouTube. Numai bine, pa, pa!